Direcția hidrografică maritimă împlinește astăzi 95 de ani de la înființarea sa în anul 1926. În 9 decenii și jumătate de activitate, instituția a furnizat suportul specializat pentru navele românești și străine care au navigat în partea de vest a Mării Negre și a editat o gamă diversă de hărți de navigație și de alte produse specifice pentru asigurarea siguranței navigației pe Dunăre și în Marea Neagră, în zona de responsabilitate a României. De asemenea, la data de 23 februarie este marcată în țara noastră ziua hidrografilor militari, ca o recunoaștere a contribuției aduse de acești profesioniști la dezvoltarea hidrografiei maritime. Pentru marcarea acestui eveniment aniversar a fost organizată la sediul Instituției din Constanța o festivitate restrânsă cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară anti-Covid. În acest context a fost citit Ordinul Șefului Statului Major al Apărării emis cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înființarea Direcției Hidrografice Maritime, iar locțitorul Șefului Statului Major al Forțelor Navale, Contramiral de flotilă Ion Cristian Lișman a felicitat personalul pentru realizările marcante aduse domeniului hidrografiei maritime și a acordat emblema de onoare a forțelor navale unor specialiști ai Direcției Hidrografice Maritime pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate.